Haideți să vă povestesc puțin despre ce e vorba, despre prima rundă. Sus, la 12 metri înălțime, avem 7 poziții. De acolo vor cădea bilele. Suma maximă de la prima rundă, de la cădere libere, este de 5.000 de lei. Voi trebuie să blocați un răspuns până când prima dintre cele 3 bile ajunge la această linie de bază. Da. Sunt 5 întrebări cu două variante de răspuns, iar bilele vor cădea de la pozițiile 1, 4 și 7. Da, asta e reacția tuturor, e în regulă. M-am obișnuit. O singură regulă avem aici. Trebuie să fim pe plus. Chiar și cu un leu, dacă suntem, da, mergem mai departe în runda a doua. Am o singură întrebare. Niciodată n-am știut cu ce se dau gimnaștii, ce e, magneziu. Magneziu, da. Deci o pudră de magneziu, da? Cu magneziu și prezentăm, așa. Deci cum? Așa se prezintă, yeah, gimnaștii. E... Bun, ne-am prezentat? Începem? Da. Hai să vedem prima întrebare. Care este numele calului zburător al lui Hercule din mitologia greacă? Răspunsul este A, Cerber sau B, Pegas? Pegas. Pegas. Răspundeți. A. Blocat? Avem răspuns blocat. Un leu, 750 și încă 100 de lei. 851, nu? Da. Deci cum e? Rapid. Răspuns corect. Răspuns corect. Wow. M-am mai liniștit. Primii bani se duc la totalul vostru. 851 de lei. Și mergem mai departe. Câte strofe are poezia Luceafărul scrisă de Mihai Eminescu? Răspunsul este A, 108 sau B, 98? B. Ați blocat un răspuns. Bun. Un leu. 1500 și încă un leu. 1502 lei. Pentru așa zic. Zici bine, Corina. Răspuns corect, 98. Bravo. Haideți să vedem totalul vostru. 2353 de lei. Bun, avansăm ușor, ușor. Creștem suma. Da. Mergem la a treia întrebare? Da. Să mergem. Cărei structuri guvernamentale aparținea departamentul Dosarele X din premiatul serial al anilor 90 cu același nume? Răspunsul este A, CIA sau B, FBI? Blocați. Nu știu. 110 și 3000. N-am mai putut. 3110. Putem să mai schimb? Nu mai putem, da. Nu, am apăsat pa, dar n-am mai mers. Nu. Ce ai făcut? Ai apăsat pa. Dar n-am mai mers. Mm-hmm. Da, puteți să schimbați răspunsul, dar până ce... Da. Înainte să cadă biletele. Da. Of, da. Wow. Răspuns corect! Wow. Da? Deci câteodată trebuie să ne mai luăm și... 5463 de lei, noul total. Ce să zic, Mircea, e foarte bine că n-ai putut... Da, nu, că prima oară am zis FBI și când am zis CIA, m-am gândit că nu țin minte și am dat, dar n-am mai mers. Hai să mergem mai departe. Da. Următoarea întrebare. Cum se numește fratele mai mic al personajului de jocuri video Mario? Răspunsul este A, Luciano sau B, Luigi? 100 de lei. 1500 și încă 750 de lei. Bun. De data asta, Mircea, ai fost sigur pe tine, puternic. Și, dragă Mircea, ai avut dreptate. Răspuns corect. Mă lasem un pic așa. Aveți acum un total de 7813 lei. E bine? Da. Hai să vedem ultima întrebare. Ce reprezintă cercurile de pe steagul olimpic? Răspunsul este A, continente sau B, sporturi? Continente. A. Apăsați, blocați. 750, încă unul și încă 750. Continente sau sporturi? Da. Sunt continente?
Aveți dreptate, sunt continente, răspuns corect. Și totalul, după prima rundă, cădere liberă este de 9.314 lei. Bine. Aceasta este și suma garantată, din câte bine știți. La această sumă se adaugă eventualele întrebări la care răspunde corect unul dintre voi care va merge la izolare. Cu cine am onoarea, plăcerea să mă joc? Cu mine. Cum ați ales cine merge? N-am dat chiar cu banul, dar da. Aproape. Aproape, da. Adică eu nemergând la școală aproape deloc. Nu e un lucru care să mă laud, dar știam că mă va ajunge într-o zi chestia asta. Deci știam că mă va ajunge. Am zis că e mai sigur să meargă ea decât mine. Vă las câteva secunde. Hai că o să fie mă bine. Mă gândesc că e bine să zic ceva. Și vreau să zic ceva. Vreau să zic că orice ar fi, am încredere în tine și vreau să te duci relaxată, pentru că nu contează, cred că nici câștigul. Măi, m-am emoționat. Hai că merge. Să plângem amândoi acum. Da. Da, vreau să zic că ce am avut de câștigat în viața am câștigat. Și acum, dacă reușim să facem ceva, va fi excelent și am încredere în tine și să te duci fără teamă, orice ar fi. Bine. Corina, baftă multă, fără teamă, Corina.